Un tablou reprezentativ în această perioadă a sărbătorilor de iarnă întâmpină fiecare vizitator al Muzeului Regiunii Porților de Fier din drobeta Turnul Severin. Este vorba despre o expoziție foarte sugestivă reprezentând colindătorii de odinioară îmbrăcați în porturi tradiționale. Orice vizitator care trece pragul Muzeului Regiunii Porților de Fier va fi întâmpinat de colindători. Însă atmosfera de Crăciun va fi închisă anul acesta deoarece va fi doar o expoziție care reprezintă copiii încolindat, comparativ cu anii trecuți atunci când secția de etnografie și artă populară era locul preferat al adevăraților colindători. Manechine îmbrăcate în porturi tradiționale readuc în sufletele vizitatorilor bucuria și magia colindelor de Crăciun. Ne-am gândit că în luna aceasta orice vizitator va trece pragul Muzeului Regiunii Porților de Fier o să fie încântat să afle că prin această secvență expozițională foarte frumos colorată și destul de sugestivă prin elementele care o compun, să afle, spuneam, că în Mehedinți, deși amprentat de toate generațiile, dar desfășurat în cadre esențiale în toate satele, fenomenul colindatului este încă unul viabil. Am fi putut alege oricare element din inventarul care compune secvența, care să sugereze colindatul, dar cred că ideea noastră de a prezenta copilul în colindat este nimerită, deoarece de Crăciun vorbim despre divinitatea copil. O expoziție foarte sugestivă, întrucât trezește emoția și dorința cât mai multor colindători și în acest an. Un tablou reprezentativ care dorește să marcheze sărbătoarea Crăciunului, reînvind obiceiurile și tradițiile din Mehedinți.